dragii mei, astăzi ați fost încoronați ca împărați și împărăteasă înaintea lui Dumnezeu. Cununiile care vi s-au pus pe capete astăzi nu sunt nimic altceva decât curăția și dragostea voastră sinceră unul față de altul, dragoste pe care trebuie să o păstrați fără a vă încălca drepturile până la sfârșit, pentru ca la sfârșit aceste cununii să devină cununi în împărăția lui Dumnezeu.